Bine, toate lucrurile astea sunt în unele rapoarte mult mai, mai puțin romantic explicate, sunt cifre, dar care ajută cumva la. Pentru mine e important să-mi pot formula argumentele, de exemplu, în relație cu comunitatea de afaceri sau cu instituțiile publice, atunci când prin proiectele noastre dorim să fim luați în serios. Într-un fel sau altul, e nevoie să învățăm să vorbim un limbaj care nu neapărat limbajul tradițional al artiștilor. Și din perspectiva asta, din nou, ca manager cultural, îmi pot asuma acest rol de mediator. Cred că artistul trebuie să rămână la fel de visător cum a fost întotdeauna. În schimb, cred că există nevoie de acest mediator între restul societății, instituții și mediul artistic. Și asta se poate face prin cei care lucrează în domeniul politicilor culturale, managementului cultural. Și, bineînțeles, cred că, mai ales în momentul în care lucrezi cu idei, pentru că toate proiectele artistice prelucrează idei, prelucrează simboluri, prelucrează imagini, până la urmă, orice lectură e relevantă pentru munca pe care o facem. Și invers, orice trăim e din nou relevant pentru ce ne inspiră și pentru ce decidem că e prioritatea noastră în perioada care urmează. Și din perspectiva asta, la un anumit moment, e destul de greu să fac diferența între o lectură profesională și o lectură personală. Sunt la fel de importante. Crezi că evenimentele de artă contemporană își pot găsi un dialog cu literatura contemporană? Păi eu cred că literatura contemporană e parte din arta contemporană. Și, bineînțeles, toate domeniile, teatrul, dansul, artele vizuale, literatura, cred că se influențează destul de mult. Bine, probabil că mai mult artele spectacolului sunt influențate de literatură decât arta vizuală. Dar cred că e o destul de mare legătură. Acum, depinde, cred că, destul de mult și de modul în care artiștii contemporani care scriu se apropie de artiștii vizuali. Uneori se întâmplă această apropiere, uneori nu. De exemplu, experiențele pe care le propun cei de la Drama Acum, care lucrează cu un subiect contemporan foarte viu, cum e cel al Roșiei Montane și îl pun în scenă la Teatru Maghiar. E un spectacol care e în pregătire, din câte știu. Cumva, în același timp cu realitatea care se întâmplă out there, mi se pare că e modul cel mai admirabil în care se pot întâlni domeniile astea, diferitele domenii ale artei contemporane. Care ar fi cărțile care ți-au atras atenția în ultima perioadă și merită recomandate publicului? Asta e un moment în care cumva prefer să mă dezvălui mai degrabă la nivel personal. Pe de o parte, trebuie să recunosc că nu mai am atât de mult timp de lectură precum aveam acum mai mulți ani. Am ajuns chiar să citesc destul de multe cărți direct de pe calculator și asta schimbă puțin experiența lecturii. Îți mai și dă posibilitatea mai cauți câteodată câte un cuvânt, mai ales dacă e vorba de o lectură mai profesională sau de care ai nevoie într-o cercetare, într-o documentare, poți să treci destul de repede prin ele. E un alt soi de lectură, fără doar și poate. Și puținele momente pe care le am să le petrec cu o carte în mână sunt, sper să nu râdeți mult de mine, sunt, de exemplu, atunci când călătoresc. Asta mi se întâmplă destul de des, slavă Domnului, dar, de exemplu, în avion. În avion, în aeroport, în momentele astea în care nu mai am când să-mi scot laptopul din geantă. Și pentru mine asta menționez acest aspect pentru că e interesant pentru mine cum viteza vieții contemporane îți transformă obiceiurile și pentru mine cartea acum devine asociată cu aeroportul și cu avionul. Și din perspectiva asta, și cărțile pe care le aleg pentru călătorile mele sunt
acelea pe care știu că din care pot să obțin o gratificare în perioade destul de scurte. Nuvele, colecții de scrieri și o carte care mi-e foarte dragă și pe care am citit-o în ultimele mele călătorii. Unde ai călătorit cu această carte? La Istanbul și la Sofia am călătorit cu această carte și am și plus așa un pic ascuns în avion citind câteva dintre povești. Este o culegere de texte scrise de Conrad Lorenz. El e unul dintre probabil cei mai notabili etologi. El a studiat comportamentul animalelor și practic colecția asta e o colecție de povestioare despre psihologia animalelor, despre modul în care se dezvoltă relația dintre oameni și animale, despre comportamentul social al animalelor. Și el și-a petrecut toată viața crescând gâște sălbatice, câini și tot felul de alte arătări, dar în special el a studiat comportamentul gâștelor și al câinilor și are o mulțime de povești fascinante despre ce tip de relație poți să construiești cu un animal și cât de mult contează încrederea în aceste relații și cât de mult, de fapt, sunt investite cu emoții și afectivitate și inteligență ființele din jurul nostru, lucruri de care, aspect de care nu suntem suficient de conștienți. Și există pe lângă un nivel informativ fascinant pe care îl înglobează cartea asta și un nivel spiritual, cumva, pentru că el, fiind atât de atașat de animale și petrecându-și atât de mult timp lângă ele și cumva împărtășesc această experiență și eu, petrecând mult timp cu câinii mei, știu să descifrez din modul în care arată fața, doar fața animalului, care este starea lui de spirit. Și în momentul în care vezi lucrurile astea, ești conștient de faptul că aceste făpturi sunt însuflețite și cred și văd mai mult și există nevoie de mai mult respect în această relație între oameni și animale. Și, ok, asta este cartea pe care o recomand cu drag oricui, pentru că e, pe de-o parte, simplu de parcurs și, pe de altă parte, e fascinant universul pe care îl descoperi. Inclusiv evoluția modului în care câinii au devenit din animale de haită, tot animale de haită, dar care s-au adaptat unui alt soi de haită, haita care poate să constea într-un om și el câinele din când în când. Sunt și lecturi la care revin din când în când pentru că îmi sunt dragi și chiar dacă cumva le uit, simt nevoia să revin la ele. Și, de exemplu, Micul Prinț e una dintre cărțile pe care simt nevoia, odată la 2 ani, să o recitesc. Și atunci aș recomanda cu mult drag cartea asta. Din nou, e atât de ușor de citit și e una din cărțile care mă ajută să mă transpun într-o nouă stare de spirit și câteva zile să văd lumea puțin prin alți ochi. La fel, cred că pentru mine, tot așa, pentru că probabil sunt lecturi pe care le-am descoperit în adolescență și am simțit nevoia să le regăsesc, pentru că atunci m-au marcat destul de mult. Oscar Wilde, Portretul lui Dorian Gray. Cam asta e zona pe care aș recomanda-o cu drag. După cum știi, cred, în curând va începe la Teatrul Maghiar Festivalul Interferențe, unde vor fi prezentate spectacole deosebit de prestigioase din afara Clujului. Ce preferi între lectura unei cărți și vizionarea unui spectacol de teatru? Personal, prefer să mă duc la teatru. Dar cred că, altfel, lectura unei cărți, mai ales dacă e vorba de ficțiune, îți dă posibilitatea infinită să imaginezi acel univers cum vrei. Deci cred că lectura unei cărți va genera în 100 de oameni 100 de viziuni diferite, inclusiv de
de vizualizări diferite ale decorului în care se întâmplă acele evenimente. Iar o piesă de teatru probabil că va lăsa loc de mai puține interpretări. Te limitează oarecum. Te limitează oarecum. Cred totuși că tot îți dă posibilitatea de interpretări și asta e meritul teatrului contemporan, că nu e chiar mură în gură. Dar eu sunt foarte atentă la teatru, mi-e foarte drag și din perspectiva asta sunt fără îndoială, știu care e alegerea mea, mă duc la teatru. Îți doresc multe spectacole plăcute și aici la Fabrica de Pensule organizate de voi și îți mulțumesc pentru participarea în această emisiune. Mulțumesc și eu!